să mă dau pe blogul lui Neam Marriott. Neam Marriott, ownerul lui Marriott, nu știu cum îl cheam. Dar site-ul este blogs.marriott.com. Un tataie de vreo 70 de ani, care are blog. Bă, la dracu! Nu este foarte interesant. Dar nici idiot. Atât cât să-ți dea o părere că se poate. După care a venit Adriana Iordan. O știți de la Avangate? Adriana Iordan? Ok, o să o cunoașteți peste oară. A venit și a început să se dea la mine și să zică, nu în sensul acela. Și să zică, bă, hai, fă-ți blog. Nu, că nu-mi fac așa, 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 așa. Bă, și încet, încet, cu o muncă susținută de vreo 6 luni de zile, a reușit să mă convingă. Spunându-mi că sunt lucruri care merită să fie spuse și care nu-și găsesc locul nici într-un site de companie, nici în altfel de comunicări. Nu ok. Hai să încercăm. Setup-ul tehnic a durat foarte puțin, m-a ajutat un coleg Șerban Ghiță. Dar problema majoră au fost 2 luni dinainte în care am scris posturi la rece. Posturi nepublicate. Și a evoluat foarte mult ceea ce am scris, pentru că scriam posturi și lăsam colegii să se uite la ele. Și îmi dădeau toți peste ceafă. Băi, ăsta nu e bine pentru că nu are tonul potrivit. Ăsta este prea agresiv. Ăsta este prea puțin agresiv. Și așa mai departe. După 2 luni de la rece, i-am dat drumul online. Problema mea majoră, într-adevăr, este timpul, din păcate. Cum zicea Mircea, a scrie un post, nu e mare lucru, scrie un post în 2 ore. După aceea însă ai comentarii, dacă le lași nepovestite, este nasol. A da răspunsuri hormonale, iarăși nu se știe unde poți ajunge. Când am început, habar n-aveam cât de apel. Mă convinsese Adriana să-mi fac loc. Între timp mi-am definit obiectivul. Și anume, cred cu tărie că în momentul ăsta ne-ar fi foarte util în România să avem o comunitate de oameni de IT, de proprietate intelectuală. Asta înseamnă dezvoltatori de software, înseamnă dezvoltatori de conținut pe internet, înseamnă tot ceea ce facem noi aici. Eu sunt un om care cred foarte tare în business-ul de proprietate intelectuală. Este un business exponențial, cu creștere exponențială, cu creșterea în bani față de resurse. Business de proprietate intelectuală crește exponențial cu resursele investite față de majoritatea altor business-uri care cresc liniar. Da? Dacă business-uri de tip outsourcing, de exemplu, business-uri de tip vânzare-cumpărare, business-uri de tip call center, și așa mai departe, în care dacă vrei să câștigi $2 mai mult, trebuie să investești un om în plus, și așa mai departe. Pe deosebire de astea, business-urile în care cred eu, cele cu creștere exponențială, sunt business-uri în care ai făcut ceva odată, după care poți să-l vinzi de mai multe ori. Da? Business-uri de dezvoltare de software, tot ce înseamnă internet, să le spunem portalul.com, social media și așa mai departe. Și aud în permanență, aud foarte des că în România nu există astfel de business. Există foarte puține. Tot timpul aud de 3 exemple. Este exemplul Bitdefender, Florin, este exemplul Softpedia și exemplul nostru. În afară de astea, lumea zice, bă, păi nu mai există exemple de succes internațional și așa mai departe. Asta o frică foarte tare. Nu e adevărat. Sunt exemple multe de
site-uri internaționale de software făcut în România și în top ca produse internaționale, exemple, multe exemple de succes, exemple cu povești foarte, foarte reușite în spate. Și cred că dacă reușim să formăm un fel de comunitate, să ne întâlnim între noi, să vorbim pe bloguri, pe în sală și așa mai departe, ne-ar fi bine tuturor, pentru că am învățat unii de la alții și ne-ar fi mult mai bine tuturor.